trimite proiectul de buget pe 12 decembrie, urmând ca el să fie votat în Parlament pe 21 decembrie. Sunt 9 zile, sigur nu toate, Parlamentul nu are activitate în toate aceste zile, dar oricum nu, este asta, din momentul nu în este care... timpul cam scurt. Bineînțeles, este tocmai construit în sensul în care s-au trimis, în sensul în care dorește să limiteze foarte mult dezbaterea în Parlament. E evident lucrul ăsta, pentru că dacă stăm să ne gândim, nu e numai că l-a trimis la Parlament și intră automat în dezbatere. Nu, sunt o serie de proceduri. El trebuie să treacă prin biroul permanent al celor două camere, trebuie să fie făcut un program, trebuie multiplicat, pentru că trebuie să ajungă la toți parlamentarii, trebuie dat un timp pentru amendamente. Deci, iată, e o procedură în sine care nu are cum să dureze mai puțin de 2 săptămâni, da, dacă chiar vrei să iei în serios niște lucruri. E clar că Victor Ponta nu intenționează să aibă o dezbatere reală în Parlament dacă ar fi vrut și, într-adevăr, că am văzut că vrea să trimită bugetul liderilor partidelor politice. Dacă ar fi vrut, într-adevăr, o dezbatere reală, atunci ar fi făcut public acest buget încă de acum o lună de zile și asta ar fi presupus o dezbatere... Nu l-aveau gata, nu l-aveau gata. De zile spunea că e treaba viitorului premier. E treaba domniei sale. Bine, acum depindea de televiziune, că la o televiziune spunea că e treaba viitorului premier, la cealaltă spunea în bugetul următor vom face, vom crește, vom drege și când punea întrebarea, bun, aveți cifrele? Da, cum să nu, ne permitem financiar să creștem și să... Deci, cumva el discuta pe niște, pe o acoperire bugetară, nu? Dar, în realitate, probabil că nu vrea să arate aceste cifre, tocmai pentru că, exact cum ați spus, la un moment dat depășind trebuie să găsești soluții de acoperire și soluțiile alea de acoperire, din păcate, anul trecut au fost găsite din investiții, da? Deci din banii pe care îi bagi în economie, care creează locuri de muncă, îți aduc până la urmă venituri la buget, pentru că e ca un cerc, nu? Dacă nu plătești ajutorul de șomaj unor oameni, ci vin, nu-i așa, cu contribuția lor la buget. Că Victor Ponta o să mărească cel mai probabil taxele și impozitele în 2015 pentru că nu are cum să mai alimenteze bugetul de stat după toate pomenile electorale din acest an. Credeți că mai este cazul, o să mărească taxele și impozitele și mai ales sunt fonduri necesare la bugetul de stat pentru a se menține acea reducere a CASE? Acum, repet, noi nu avem acces la date, nu avem acces la aceste cifre, putem să discutăm pe ele abia în momentul în care bugetul sosește în Parlament și atunci putem să discutăm concret pe niște cifre. În al doilea rând, cred că Victor Ponta nu a avut un plan B încă de la început. Deci nu a luat în considerare varianta pierderii alegerilor. De aceea, probabil că și asistăm la aceste evoluții ușor contradictorii. Acum câteva zile era evident că Victor Ponta caută soluții pentru a renunța la guvernare. Spunea, nu o să acceptăm deficitul de 0,9, mai bine să, dacă vor cei de la PNL, să-l accepte ei și noi plecăm de la guvernare. Nici nu se punea problema, noi nici măcar nu aveam acces la niciun fel de date, nu ne exprimasem niciun fel de punct de vedere, nu se punea problema de așa ceva. Pe urmă, în raport cu propriul său partid, s-a dus și a spus, dacă nu sunteți disciplinați, dacă nu mă ascultați, dacă nu-l dați pe Vanghelie afară, eu îmi dau demisia. Deci, iată, este într-o situație, în urma întâlnirii cu Tony Blair, s-a vehiculat foarte mult ideea unei retrageri, să zic, consiliată de un om care a trecut printr-o perioadă de guvernare dificilă, cum a fost în perioada lui Tony Blair. Exact, și foarte lungă, e adevărat, dar și cu niște succese notabile, nu ca a domnului Ponta. În aceste condiții, cred că Victor Ponta în momentul de față construiește un buget în care cere un deficit mai mare. A fost destul de plin de umor, să zic, în momentul în care a cerut un deficit mai mare pentru cofinanțări. În același timp, el ne folosi finanțările în exercițiul bugetar aproape deloc. Și cred că, de fapt, de drept, se pregătește pentru o perioadă limitată de timp să rămână la guvern.
În care, da, într-adevăr, își va ține cuvântul să spună, uite, eu nu cresc. Noi am mai trecut printr-o experiență de genul acesta. Invocat domnul Cărbunaru, situația domnului Tăricianu. Noi așa aveam o creștere de, nu mai știu, 8-8% și deficitul era peste creștere. Exact, și deficitul reușise să depășească creșterea. Deci, în momentul în care te trezești cu o economie absolut în dezastru și trebuie să iei niște măsuri care sunt îngroistoare. Cred că Victor Ponta adoptă în momentul acesta o astfel de soluție, de-aia cred că bugetul ar trebui discutat foarte, foarte serios în Parlament. Și cred că de aici sunt și discuțiile, într-adevăr, flexibile și firesc să fie așa într-un context politic fluid, dar în același timp cred că oamenii ăștia și caută să încerce să vadă cam care este marja de balere a guvernului între ceea ce declară și ceea ce este real de fapt în economie. Este cumva viabil ca bugetul să fie votat pe 21 decembrie? E și în acea zi cu depunerea jurământului. Depunerea jurământului, da. Bun, vreau să vă spun ceva. Dacă un guvern vrea, care are o majoritate în Parlament, să-l treacă, îi trece. Da, și guvernarea. Da, atunci nu mă secundă, ca să clarific, eu în momentul în care am spus lucrurile acestea, mai degrabă făceam o analiză a comportamentului domnului Ponta. Da, aveți și avantajul că reprezentați totuși e adevărat, care se pregătește să preia puterea. E corect, în schimb vreau să rețineți doar un singur lucru. În momentul în care domnul Blaga a spus, noi chiar și credem lucrul ăsta, că ne-am dorit totuși să venim în urma unor alegeri la guvernare. Ceea ce nu înseamnă că excludem și situația de a veni și într-o situație în care, de exemplu, Victor Ponta ar pleca de la Palatul Victoria, ceea ce, mă rog, eu așa văd că evoluează sau spre asta tinde el personal în ideea de a încerca să-și scape. Bun, am trecut peste momentul emoțional în care